emisiune oferită de Ircon. Bună ziua și bun regăsit pe Calea Succesului, într-o nouă poveste despre viață și sănătate. Sunt Nicoleta Mogâlă și vă invit să descoperim împreună personalitatea umană și științifică a invitatului nostru, conferențiar dr. Cristache Zanoschi. Domnule profesor, vin sărbătorile. Ce înseamnă pentru dumneavoastră sărbătorile de iarnă? Da, este un moment, o ocazie de a face urări celor dragi și tuturor privitorilor dumneavoastră. De obicei, în aceste situații, urările sunt de complezență. Așa. Dar eu o să fiu sincer și nu vreau să urez celor care ne privesc decât un singur lucru, să fie sănătoși. Mi-aduc aminte în legătură cu aceasta de vorbele unei bătrâne către fiul ei, ajuns foarte sus pe scara socială și politică. Ci, mamă, să nu-ți dea Dumnezeu să ai de toate și să n-ai ce face cu ele. Deci, să fii sănătos. Sănătate, așa este. Revenind în planul general al discuțiilor cu care am obișnuit pe telespectatori, aduc în atenție un subiect foarte la modă și onorabil pentru produsele autohtone, medicamentele din plante. Citeam într-un interviu acordat presei scrise că dumneavoastră considerați, citez, este un sacrilegiu să nu luăm în seamă efectele benefice ale plantelor medicinale în sănătate. Bun, teoria e frumoasă, dar cum o punem în aplicare? Bine, după marele succes al firmei noastre cu ovulele antiinflamatorii pentru afecțiunile ginecologice, am elaborat o serie de produse noi din plante și astăzi o să vorbim despre unul pentru reumatism și altul pentru varice. A fost un an bun, anul 2012, în care s-au realizat aceste produse cu substanțe active realizate din plante. La aceste produse s-a pus mult suflet și multă dăruire din partea noastră, ceea ce le conferă, spun eu, un surplus sau un fel de energie biologică care le dă un plus de calitate și le deosebesc de celelalte produse similare din piață. Ce v-a motivat să acordați atenție plantelor, având în vedere că dumneavoastră ați fost un medic alopat, foloseați medicamente de sinteză tradiționale? Sincer să fiu, n-am știut și nici n-am crezut că din plante pot fi realizate produse cu o mare eficiență și care pot fi destinate multor afecțiuni. Acestea au ca avantaj faptul că dacă sunt elaborate de persoane calificate și dacă sunt folosite cu măsură, nu au efectele secundare ce pot fi întâlnite în cazul medicamentelor care au la bază substanțe chimice de sinteză. De aceea ar fi păcat să nu luăm în seamă efectele terapeutice ale plantelor medicinale în sănătate. De altfel, acestea au însoțit omul din cele mai vechi timpuri. Au fost primele remedii și au însoțit omul așa cum îl însoțește, cum l-a însoțit umbra lui. Dar ce aici trebuie spus, că noi nu am pornit pe drumuri bătute în realizarea acestor produse ale noastre. De aceea am căutat să deslușim modul lor de acțiune pe care l-am corelat sau l-am adaptat la mecanismele de producere ale diverselor afecțiuni, iar rezultatele nu s-au lăsat așteptate. Astfel s-au găsit o serie de remedii de mare valoare terapeutică din lumea plantelor pe care le-am pus în fabricație și apoi la dispoziția celor suferinți. Deci, ca să concluzionez, noile produse naturiste se adresează un număr mare de bolnavi, iar principiile active sunt realizate în întregime din extracte naturale obținute din plante care au acțiuni terapeutice. Pe lângă eficiența foarte bună, preparatele din plante mai au un avantaj. Dacă sunt folosite cu măsură, reacțiile secundare și contraindicațiile sau restricțiile sunt mult mai rare decât în cazul medicamentelor de sinteză. În ultima vreme, farmaciile și magazinele naturiste sunt inundate de noi și noi produse naturale. Prin ce se evidențiază cele realizate de dumneavoastră? Trebuie să știți că orice gest terapeutic se bazează, așa cum spuneam și altă dată, pe un suport științific sau pe o dogmă. Cu cât acest suport este mai temenic și este mai aproape de realitate, cu atât rezultatele terapeutice vor fi mai bune. În acest sens, pentru a înțelege, de pildă, acțiunea terapeutică a cremei poliartrin, sunt necesare câteva precizări despre reacția de apărare a organismului și boala reumatică.
Ați anticipat întrebarea mea, chiar cred că sunt necesare aceste precizări. Da, este un mecanism complex și interesant. Astfel, uneori, diverse procese inflamatorii din organism sau unii germeni microbieni care ajung în circulația sangvină acționează asupra celulelor conjunctive din structurile articulare, unde produc modificări morfologice sau la nivelul structurii membranelor celulare, adică modificări exterioare ale aspectului acestora. Acest lucru se poate răsfrânge și asupra altor celule ale țesutului conjunctiv sau chiar a altor țesuturi din alte zone ale corpului. În mod normal, celulele sistemului de apărare recunosc celulele proprii față de care manifestă așa zisa toleranță imunologică. Dacă se produce modificare conformației exterioare a celulelor sub acțiunea diverselor factori, așa cum am arătat mai înainte, atunci aceste celule nu mai sunt recunoscute ca proprii, ci sunt recunoscute ca străine organismului, iar sistemul imunitar dezvoltă împotriva lor o reacție de apărare, reacție autoimună. Și această reacție autoimună stă la baza, reumatismului articular cronic, a poliartritei cronice evolutive. E o reacție normală? Nu, se generează o reacție inflamatorie împotriva structurilor celulare proprii, conjunctive sau de la nivelul altor țesuturi, de la nivelul articulațiilor în general, și aceasta stă, așa cum am arătat mai înainte, la baza reumatismului articular cronic și a poliartritei cronice evolutive. Iar extractele naturale din plante, pe care noi le-am introdus în produsul acesta poliartrin, vin și jugulează sau se adresează împotriva acestei reacții autoimune produse de sistemul imunocompetent împotriva celulelor proprii ale organismului. Deci sunt produse care nu au la bază substanțe chimice de tipul acidului salicilic, a indocidului sau alte substanțe, care sunt contraindicate în special la bolnavii cu afecțiuni digestive, gastrită, ulcer sau preparatele pe bază de cortizon care sunt contraindicate la bolnavi cu tensiune, cu diabet zaharat. Să înțeleg că putem folosi unguentul în caz de inflamații și fără alte restricții? Produsul poate fi folosit cu succes pentru combaterea durerilor reumatice, articulare de la nivelul membrelor superioare și a membrelor inferioare, adică a mâinilor și picioarelor, precum și a coloanei vertebrale, astfel încât bolnavii să-și recâștige mobilitatea pierdută și, în același timp, să produce o diminuare foarte importantă a durerilor locale. Care sunt plantele care intră în compoziția acestui preparat? În compoziția cremei poliartrin am introdus extractul de Helleborus purpurascens sau spânzuș și untul pământului sau thamus communis. Aceste ierburi sunt folosite în medicina tradițională, medicina populară de mii de ani. Astfel că preparatul nostru are girul celui mai important judecător al unui produs cu acțiune farmaceutică sau terapeutică, și anume timpul. Extractele respective sunt obținute printr-o tehnică de extracție care le păstrează în întregime principiile terapeutice. Ne puteți da câteva date asupra modului de utilizare a cremei poliartrin? Da, crema se folosește împreună cu o loțiune mentolată aferentă pentru piele, care conține și această o serie de substanțe antiinflamatorii. Aceasta se aplică pe regiunea dureroasă și după masare, timp de câteva minute bune, și după ce zona respectivă se usucă, se aplică crema poliartrin. Crema se aplică pe zona dureroasă și se masează câteva minute, 4-5 minute, până ce aceasta pătrunde în întregime, în profunzime. Dacă este vorba de dureri vechi și intense, atunci, seara după masaj, se mai adaugă un strat subțire de cremă peste care se aplică o folie de celofan și se fixează cu un bandaj de tifon. Am văzut cum ne ajută plantele în cazurile reumatologice. Ne ajută și în cazul varicelor? Am realizat un produs pentru tratarea varicelor, care l-am numit Hilovaril. Și aici trebuie să fac câteva precizări.
un fel de lecție scurtă de anatomie asupra vaselor sangvine, lecție necesară pentru înțelegerea concepției care a stat la baza realizării acestui produs. Să începem cu ce sunt varicele. De ce apar? În sensul larg al cuvântului, varicele apar în urma lărgirii venelor superficiale de la nivelul membrelor inferioare. Aceste formațiuni varicoase pot să apară și în alte regiuni, la nivelul esofagului, când se vorbește de varice esofagiene, sau la nivelul rectului, când se vorbește de hemoroizi. Acestea, de urmă, apar de obicei și ca urmare a creșterii presiunii sangvine în vasele, în venele respective esofagiene sau hemoroidale, dar și în procesele inflamatorii, mai ales în cazul hemoroizilor. Uneori, varicele sunt cauzate de subțierea peritului venos sau de unele defecte valvulare. Alteori pot să apară secundar după administrarea de anticoncepționale, de estrogen sau progesteron sau în urma unor afecțiuni ale sistemului venos profund sau ale venelor comunicante. Mai rar varicele, în special cele esofagene, pot să apară în urma unor afecțiuni tumorale la nivelul ficatului, cancer hepatic, ciroză hepatică și altele, situate pe traiectul sângelui care se creează în situația aceasta un obstacol către drumul sângelui spre inimă. Este suficient un tratament naturist în aceste cazuri? În orice situație trebuie consultat medicul specialist, dar produsul nostru naturist combate diverse simptome ale bolii varicoase, dureri, senzația de arsură sau senzația de greutate de la nivelul gambei, starea de disconfort care se amplifică după perioade îndelungate de stat în picioare sau pe scaun. De asemenea, combate inflamația locală la nivelul piciorului și al greznei, dar și pruritul care apare în zonele cu varice. Produsul poate fi folosit în complicațiile determinate de varice, cum ar fi edeme ale gambei, în urma acumulării de lichid în straturile superficiale, în inflamații, în dureri la nivelul gambei, ca urmare a statului prelungit în picioare sau pe scaun, de asemenea în tulburări trofice tegumentare ce apar după staza sangvină, când se produce și modificarea culorii tegumentelor, pielea uscată, progeginoasă, cu discoamații ale straturilor superficiale. Prin principiile sale active, crema noastră combate energic edemul și durerea de la nivelul gambei, astfel că dispare senzația de picioare grele și obosite și redă senzația de ușurare și de prospețime. Care sunt elementele componente ale cremei care stau la baza acestor acțiuni așa de importante? Produsul conține o serie de elemente active, și anume uleiul de cătină, troxerutin, uleiul de rozmarin, uleiul de ghimbir, vitamina B2 și o serie de excipienți. Ne puteți prezenta câteva din caracteristicile acestor extracte de plante ca să putem înțelege mai bine? O componentă importantă este, așa cum am zis, uleiul de cătină, care este renumit pentru virtuțile sale terapeutice, și anume acțiunea antiinflamatorie, antibacteriană, acțiunea narcotică și sedativă. Aceste acțiuni se explică prin conținutul bogat în acid graș, în hidrocarburi naturale, sitosterol, fosfatide care lubrifiază pielea, încetinesc procesele de îmbătrânire, neutralizează peroxizii și radicalii liberi și stimulează sistemul imunitar. Alte elemente din compoziția uleiului de cătină, cum ar fi vitamina A, D, E, C și K, flavonoidele, serotonina și diferiți aminoacizi și oligoelemente, cum ar fi zincul, calciu, manganul, ferul și selenul, cresc multiplele calități curative ale cremei. Am înțeles că folosim crema în cazul complicațiilor de varice, dar cum anume? Crema se aplică seara înainte de culcare și se întinde în strat subțire, masându-se până la pătrunderea în piele, la nivelul gambelor sau a regiunii cu varice. Colorația galbenă de pe mâini dispare cu ușurință prin spălare și în situațiile când boala varicoasă este însoțită și de manifestări secundare, cum am spus mai înainte, periflebită, superficială, dureri musculare, senzații de greutate la nivelul gambei, crema Chilovaril trebuie aplicată de câteva ori pe zi. În cazul prezenței varicilor, este indicat ca seara înainte de culcare să se așeze sub picior, sub membrul inferior, o pernă sau un plan înclinat, astfel încât să se creeze un plan mai ridicat la nivelul membrelor inferioare decât la nivelul bazinului, în felul acesta, de cel puțin 15-20 de centimetri, care să favorizeze drenajul limfatic, iar senzația de tensiune dispare până a doua zi dimineață.
Vă mulțumim, domnule profesor, pentru prezența dumneavoastră și pentru noile sfaturi și lecții pe care ne le-ați oferit. Iar dumneavoastră, stimați telespectatori, vă urăm Crăciun fericit și îmbelșugat! O emisiune oferită de IRCON.